Ai avut șansa, ai dat 6. Îmi pare rău, te-ai întors înapoi la start. Împarți aceeași bulinuță în momentul de față cu Ovidiu Comorni, care e în avantaj pentru că a avansat, dar nu este duel. Ce crezi? Tu mai dai încă o dată că ai dat 6. Nu este duel pentru că este pe bulinuța de start. Știu că ai uitat, dar eu nu uit. De aici, nu? De aici și de acolo pleci, de la start. Hai cu 6. Hai să vedem cât dă Tudor. Bine, mă, dar numai pe muche pică. Tot 6. Hai cu 6. De unde ai tu, mă, tehnica asta? De unde ai tehnica? Stai aici alături de mine. Te descurci singur. N-am ce să-ți fac. Ia. Care era una dintre pasiunile domnitorului Alexandru Ioan Cuza? A. Gătitul. B. Duelurile. C. Șahul. Bă, gătitul? Nu e bună. Nici duelurile nu erau. Nu vă băgați. Duelurile? Nu știu dacă era... Ei vor să te încurce. Gătitul, păi asta zic. Stai, mă gândeam și eu că îl bănuiesc puțin de... Șahul. Aș crede. Eu zic să te concentrezi. Aș bănui. Mediu. Să te concentrezi și să te decizi. Contează foarte mult ce răspunzi. Mai ai 5 secunde. Gătitul. Șahul. Duelurile. Cum gătitul? Cum? Hai totuși duelurile să luăm. Varianta B? Varianta B? Răspuns corect. Gracias. Bine. Avansează Tudor și ajunge aici, lângă mine. Mergem mai departe cu echipa albastră. Ce înseamnă asta? Ia. Ce s-a întâmplat? Sanda, vino lângă mine. Înseamnă că avem regula lui 1 din acest moment. Păi și de ce n-a făcut la mine așa, frate? Oricine dă până la finalul emisiunii, este valabil o singură dată pentru fiecare echipă în parte. Oricine dă 1 cu zarul, eu dau. Îi mai ofer încă un zar și aveți posibilitatea să dați cu 2 zaruri. Vă dați seama ce înseamnă asta? Poate așa are șansă și dacă dai a doua oară cu 2 zaruri în cazul în care dai 1, 6, 6, poți avansa 12 bulinuțe. Atențiune, Sanda! Unde ești tu? De parte. 1, 2, 3, ai parte de un joc dublu la 3. La joc dublu știi ce înseamnă? Că poți invita pe oricare de acolo să-l trimiți înapoi la start, dar poți ajunge și tu. De fapt, 6 bulinuțe, scuze. 6 bulinuțe. În funcție cât dai cu zarul. Dar există varianta să ajungi la 5, care este bulină neagră. Acolo e nasol. Cum mi-o fi norocul? E nasol. Acolo e nasol. Mai bine joc dublu. Nu e nasol, e foarte bine. E mai dificil, nu că e nasol. Ia! 3! Avem joc dublu! Ce v-am spus? Sanda... Pe cine alegi? Cu cine vrei să te duelezi? Partenera mea de-o viață. Hai de cap! Lumi, veniți să vă explic încă o dată și vouă ce înseamnă acest joc dublu. Tu, în afară de cele 3 bulinuțe pe care le parcurgi în cazul în care câștigi, mai primești încă 6. Asta înseamnă că vei ajunge după bulinuța neagră. Dacă pierzi, 6 înapoi. Valabil și pentru tine. Unde ești, Luminița? E, uite, lângă tine. Nu te văd, ești lângă mine. Vezi că nu m-am mișcat deloc. 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Zic bine? 1, 2, 3, 4, 5... Scap de joc, dacă e să fie, dar ajungi bine. E foarte bine. Mergeți la Robert Tudor, că el are jocurile pregătite. Hai. Și mult succes! Ia uite ce culori avem, este un joc senzațional în care va trebui să muți aceste culori, să le potrivești. Găsește culoarea! Bine ai venit! Bine te-am găsit. Hai că poate îți dau punctele înapoi de la Ovidiu. Poate, poate. Cineva dintre voi o să meargă 6 puncte, cineva o să meargă tot 6 puncte, dar înapoi. Iată ce aveți de făcut. Ăsta, jocul ăsta mi se pare senzațional. Trebuie să aduceți fiecare culoare. Unde stăm? Dacă se întoarce Sanda. Cineva aici, cineva aici. Da? Fiecare culoare pe coloana ei. De exemplu, vă arăt, vă dau un exemplu. Okay. Trebuie să mișcați culorile doar pe orizontală și pe verticală. Da? Adică nu pe diagonală. De exemplu, culoarea roz trebuie să o aduci la mijloc. Ce faci? Asta o dai aici, asta o dai aici, asta... Sau, ele fiind aici, ia uite cum faci. Asta în jos, asta sus, asta sus, asta jos, asta jos, asta jos. După care verde. Verde trebuie să-l aduci în partea asta. Și cum faci așa? Dai verdele în partea asta, prima dată le aduci în partea asta, le muți toate aici. După care verdele ăsta să-l aduci în partea asta. Ia uite cum fac, vezi? Aveți la dispoziție un minut, albastru în partea asta și roz... Luminița termină ce-i început. Iată! Albastru la albastru, roz la roz, verde la verde. O să le fac exact cum sunt în cealaltă parte, ca să nu existe
aveți grijă că o să fiu foarte atent să nu trișați. Aveți la dispoziție foarte mult timp, adică un minut. Eu fac asta în 15 secunde, foarte 20 mult. De secunde. Dar cât te-ai pregătit tu pentru emisiunea asta? Sunteți pregătite? Nu. Da, asta e. Tu ai inventat asta, nu? Ăsta jocul ăsta, da, l-am adus acasă să jucau copiii mei cu el și am zis, bă, ce mișto ar fi să-l jucăm și noi. Da. Și te-ai gândit la noi? Nu, nu știam că o să veniți. Ce drăguț! Nu știam, știam că o să veniți în platou, dar nu știam că o să veniți la joc. Da, da. 3, 2, 1, să-i dăm drumul! Foarte bine! Bravo! Bravo! Aveți destul timp, vă descurcați de minune! Dozul mijloc! Bravo, bravo! 47 de secunde, timp suficient! Timp suficient! Ăla este! Felicitări, a adus un verde! A adus un verde! 33 de secunde mai avem! Aproape că rozul a venit la locul lui, verde la verde! 24 de secunde! Nu, nu, așa nu se poate să sară, doar calul sare, da. Doar calul? Da, asta se face. Ăsta-l dai în partea asta. 15 secunde! Asta toate aici, asta toate aici. Vorbă ca să încapă și ăla. 10 secunde! 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, frate-ro! Felicitări! Avem un câștigător? Ai văzut? Ai făcut o culoare, trebuia să le faci pe toate. Trebuia, da, știu. Da, trebuia pe toate. Mergeți, vă rog, la Pepe, o să dați cu zarul. Și cine dă mai mare o să câștige. Felicitări! A, deci înseamnă că nu ați terminat jocul. Veniți alături de mine. Vom afla imediat cine câștigă acest joc dublu în funcție cine de cine trebuie. În funcție de cine dă mai cine mult trebuie cu zarul. Câștigă. Vreau să fie și luminița de față când dai cu zarul sau să o lăsăm pe aia să se dea prima? Cum vrei ea. Lumi, dai tu prima. N-am nicio problemă că eu sunt praf oricum la jocuri. Sunt praf la jocuri, s-ar putea să ai noroc, acum de zar măcar. Sunt ca și tine, deci stai liniștită. Cine dă mai mult cu zarul câștigă. Avansează, 6 plus cât a dat. Uite, mama mică. 2. Mama mică. Ai fi putut avansa 6. Eu am sperat să-ți cedezi datoria. Dar nu mai îmi spune ce aș fi putut să fac, Pepe. Păi, dar nici nu am putut să fac. A dat 3 cu zarul, plus 6, poate avansa 9 puncte. Incredibil! Ai văzut? Nu este valabilă regula lui 1 acum. Din păcate pentru tine, Sanda. Aplauze pentru Sanda Ladoși, care se întoarce 6 bulinuțe. Bine, că vezi doar 1. Tu ce faci? Să se întoarcă mai întâi Sanda la dos și 6 bulinuțe în aplauzele 6? Tuturor, că asta mă interesează. Iar Luminița Angel, care nu a dat cu zarul, dar a fost invitată la joc, din această poziție avansează. Am ajuns bulinuțe lângă domnul coleg. Da. Păi eu sigur. Cât mai acolo. Aproape. Hai, așa, așa. Ocolește-mă, bravo, bravo, foarte bine. Pepe! E perfect. Oprește-te aici că te-ai oprit bine. Da, vă rog, cine m-a strigat? Eu te-am strigat, da. Eu am vrut să fiu partener serioasă până la capăt lângă domnul Enceanu, care e hotărât să vină 3 la rând să depășească câte un punct. Probabil. Da. Probabil.